Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal s-a autosizizat la începutul săptămânii în legătură cu lista datornicilor publicată de ANAF. Un rezultat al anchetei urmează să fie publicat cel mai devreme la sfârșitul acestei săptămâni. ANAF a publicat luni lista cu cei peste 187.000 de contribuabili persoane fizice care au restanțe fiscale mai mari de 1.500 de lei la data de 31 martie 2016, primii 10 datornici la stat persoane fizice, având fiecare obligații fiscale restante între 12 milioane de lei și 230 .000 .000 de lei și 2 de milioane de lei. În perioada 23-27 mai 2016, Patriarhia Română, în parteneriat cu jandarmeria și cu sprijinul Institutului Național de Transfuzie Sanguină, organizează un amplu program național de donare de sânge. Această acțiune face parte din campania națională Donează sânge, salvează o viață, inițiată de Patriarhia Română în anul 2013 și ajuns acum la cea de-a 11-a ediție. Timp de o săptămână, reprezentanții jandarmeriei române vor dona sânge pe bază de voluntariat în București și în toate centrele de transfuzie sanguină din țară. Vlad Vasile Voiculescu a fost propus de premierul Dacian Cioloș pentru a ocupa funcția de ministru al sănătății. Premierul a înaintat joi președintelui României propunerea de numire în această funcție. Vlad Voiculescu va depune jurământul astăzi. Acesta a lucrat peste 10 ani în bănci mari din Austria, iar de câteva luni era angajat la Ministerul Finanțelor. Extragerea bonurilor fiscale câștigătoare emise între 1 și 30 aprilie 2016 va avea loc duminică 22 mai. Fondul de premiere este de un milion de lei, sumă din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Selecția câștigătorilor va fi realizată în două etape. Astfel, duminică 22 mai va fi organizată prima etapă, care va consta din extragerea bilelor, care vor determina ziua și valoarea bonurilor câștigătoare. După centralizare, dacă numărul cererilor de revendicare este mai mare de 100, va fi organizată cea de-a doua extragere. Colegiul Național Ion Minulescu din Slatina găzduiește în această perioadă etapa regională a concursului Național Tinerii Dezbat, ediția 7. La activități participă 63 de tineri și 21 de profesori coordonatori din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Stelorman și Olt. Concursul este organizat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice alături de partenerii săi. Asociația Română de Dezbatere, Oratorie și Retorică în parteneriat cu Romanian American Foundation, reprezentanța UNICEF în România, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Departamentul pentru pentru relații interetnice.